Băi, așa, periculoasă, să rămână Mariana. E când vin în emisiune la Cristi Brancu. Să rămână. Te pun, Mariana. Bine ai venit. Bine. Te rog să iei loc. Domnul Adrian, cu ce ai servit-o pe invitata noastră, Mariana? Cu ce te lauzi astăzi? Astăzi ne lăudăm, în primul rând, vedeta zilei de astăzi este roșia. Așa că am pregătit două preparate pe baza roșiei. Adică, primul dintre ele ar fi cerebrul mic dejun șuca. Adică pastă de roșii, roșișerii, ceapă verde, ardei gras, ardei iute, ochiuri și vom servi această șuca împreună cu niște brânză feta și avocado, să fie mai light. Moarte dietei! Iar așa, pentru partea mai nelight, să-i spunem așa, avem un chutney de roșii împreună cu un piept de curcan la cuptor și un orez alb. Cam asta vom servi astăzi. Nu știu, stai să văd dacă e invitata mulțumită, că nu e așa, nu-i după noi. Ce va râsurâde din ceea ce am eu propus? Eu sunt o pofticioasă. Deci cam totul s-a rezolvat. Da, e bine. Și cam îmi satisfac așa. Mulțumesc. Plăcerile. Mulțumesc lui Dumnezeu că încă se mai poate să ne satisfacem. Mai aproape microfonul. Încă se mai poate să ne satisfacem poftele. Da. Mariana, ce mai faci? Știu că a fost ziua Nidiei, dacă nu da, pe 1 mai. La mulți ani, Nidia. Mulțumim. Ocupăm pe Nidia. Mulțumim. Cu foarte mare drag, știe ea. Pe de altă parte, am asistat la evoluția Nidiei din ultimii ani. Ce mai faceți? Cum sunteți? Suntem foarte bine amândouă, ieșim la cafele, mă invită ea tot timpul în grădina Cismigiu, acolo unde mi-am petrecut întreaga viață. Și în continuare locuiesc în centru, deci nu stau foarte departe de casa pe care am avut-o. Bun. Ce faci? Ce ai mai făcut în ultima vreme? În orice caz, e un lucru important de reținut. Avem o fotografie foarte frumoasă de arhivă cu Nidia, cu Mariana, din anii trecuți, ca să zic așa. Da. Când vezi fotografiile astea, la ce te gândești? Le-am scos de la naftalină, la tinerețea mea. Băi, uite ce seamănă Nidia cu tine în poza asta, ceva fantastic. Aici este starea civilă. Foarte frumos, doamnelor și domnilor. O poză inedită, nu am mai arătat-o niciodată nimeni. Da. Da, da, da. Foarte, foarte frumos. O vedem pe Mariana acum ani de zile. Nidia este undeva jos în căruț. Nu, era în burtica mea. Era în burtică. Foarte frumos. Imagini foarte frumoase. E foarte bine aici împreună cu nașii Nidiei. Da. Din păcate ne-au părăsit amândoi și doamna Zina Dumitrescu, dar și soțul ei, domnul profesor Costin Dumitrescu. Da, da. Două personalități absolut fabuloase pe care le-am cunoscut. E pace? Da, este pace, Doamne, măcar. Bun, e foarte bine. E clar, cu Nidia, eu știu și chiar și Nidia, chiar și domnul Moculescu mi-a spus că Nidia ținu legătura cu tine, adică a existat permanent o legătură, indiferent de lucrurile care s-au spus sau care au fost. Nidia a fost un copil care s-a întors către mama sa, nu-i așa? Da. Ea păstrează relația asta și chiar de curând mi-a zis că tatăl ei niciodată nu i-a spus ceva urât despre mine și a contat și lucrul ăsta. Îi mulțumesc pe această cale, prin emisiunea lui Cristi Brancu, că știu că sunteți buni prieteni. E adevărat. Dar Cristi, stai puțin, înainte de orice alt lucru, vreau să-ți mulțumesc aici, live. Bine că am avut ocazia, mare bine mi-ai făcut, domnule, atunci în Bologna, când m-am dus să-mi ridic buletin, de fapt pașaport, de a putea pleca ca din Italia. Doamne. Deci totul este că a existat un moment în care avea nevoie urgentă de pașaport Mariana și cu ajutorul câtorva prieteni buni de la Consulatul României la Bologna, cu Violeta Calcan, primită, cu doamna Daniela, care era Dobre, care era consul acolo. Da, a rămas și Massimiliano, cu care eram eu atunci într-o relație, bogatul, italianul bogat, a rămas mască, ce primire, datorită ție. Mulțumesc foarte mult. Da, da. Deci, știți, lucrul cel mai important în viața asta este că atunci când poți să ajuți pe cineva, indiferent, noi nu aveam niște relații de prietenie. Niciodată nu am fusesem în emisiune la tine. Exact. Dar ai auzit mesajul meu, probabil, de ajutor și așa, și m-ai ajutat enorm. Mă bucur foarte mult. Lucrurile astea sunt
Bun, cu lanțul de iubire cu italianul s-a terminat. Acum ești îndrăgostită? Da, da, da. Doamnelor și domnilor, păi de-aia trebuie să faci meniu special, mă. Doamna e îndrăgostită, te rog frumos să te, deci, te ocupi aici. Să-i adaug și un pe roșu. Pe roșu să fie meniu, da? Cine este domnul? Că și ea e îmbrăcată în roșu. Adică ne asortăm, ce Dumnezeu. Deci, cu cine, cine te-ți-a cu centire? Este o personalitate, nu pot ca să... Din România? Divulg. Din România, da. Wow. Are o funcție foarte importantă într-un alt oraș decât București. Deci este un demnitar. Dacă da. Are o el poate să aibă o funcție privată sau publică. Adică, publică. Deci e un demnitar asta, adică un foarte frumos. Păi și când a început? Uite, dacă nu vrei să-mi spui. A început prin luna... După ce mi-am deschis eu OnlyFans-ul. Doamnelor și domnilor, să mai spuneți că OnlyFans-ul ăsta n-aduce și lume de calitate pe lumea asta. Deci, cu OnlyFans, Mariana Moculescu și-a găsit și nu orice fel de, cum să spun, de bărbat, ci bărbat cu stare, cu funcție. Și te-a văzut da. Și cum te-a întrebat? Pe Instagram și pe urmă m-a făcut rost de numărul meu de telefon, nici nu este greu. Și mi-a dat mesaj, a trebuit să ne întâlnim, nu m-am dus la întâlnire, a mai trecut o perioadă de timp, iar am primit mesaj, dar ce mesaje frumoase, ce texte elaborate, ce finețe de erudiție. Ce băiat! Ce băiat, de băiat și și nu m-am dus nici la a doua întâlnire, pe urmă am fixat. Dar noi ne împrieteneam foarte, foarte tare înțeleg. Prin video call. Așa? Și aceste întâlniri video. Și a treia oară trebuia să ne întâlnim, mi-aduc aminte, la Hotel Marmoroș. Așa. Wow. Locație bună, pornim de sus. Da, și prezidențialul luat. Așa. Domnule, s-a întâmplat de așa natură încât n-am ajuns. Nici de data asta. Nici a trei ori, da. Ce a crezut săracul om? S-a supărat atunci, pentru că fusese destul de generos și gentleman și eu să-i răspund așa cu lipsa. Păi cum ai făcut, Mariana, de n-ai ajuns? Ce s-a întâmplat? El a avut o întâlnire importantă, că nu vine așa, și după aceea eu m-am culcat. Era târziu și n-am mai așteptat. Am înțeles. Dar mi-a făcut o observație, că altădată vorbeam pe la 1:30, zice, acum vorbesc și la 12 noaptea. Am înțeles. Bun, e în regulă. Este adevărat amănuntul că este cu câțiva mai tânăr decât tine? Da, cu 10 ani. Bravo, băi. E la mod acum. Există o speranță, doamnelor și domnilor. Că ce credeți? Că Mariana nu o să-și găsească. Bun, sufletul alături de care să meargă mai departe. Cu ce este el diferit față de alți domni care de-a lungul ultimilor ani au mai încercat să bată la porțile inimii tale? Este foarte generos. Sufletește. Și nu numai. Foarte din toate punctele de vedere. Foarte frumos. Unde este vă vedeți? Este cel mai generos bărbat din viața mea. Olelei! Asta e declarație grea. Foarte frumos. De câtă vreme sunteți în această relație? Mi-ai spus, dar n-am reținut. De vreo 2 luni. 2 luni. Dar ne-am văzut o singură dată. V-ați văzut o singură dată? În rest, prin video. Doar așa. Video și mesaje. Deci după acea întâlnire ratată ocupat. De la hotelul de lux, sau mă rog, acel palat de la, din mijlocul Bucureștiului, mm-hmm. V-ați văzut până la urmă? Da, altă dată, da. Și v-ați scos pârleala în sensul în care v-ați îmbrățișat. Da. Doamnelor și domnilor, și cu așa, foc. Cu foc. Și așa a început o frumoasă... Da, este și un bărbat foarte prezentabil, ce vreau să-ți spun. Pe lângă faptul că are o funcție și mie îmi plac bărbații care au funcții profesionale. Sunt convins. Pe bune, deci toată viața mea am admirat un bărbat care face puternic. Ceva... Da. Care face ceva interesant pe lumea asta. Care lucrează într-o televiziune sau este compozitor sau este, nu știu, să facă ceva deosebit. Să nu fie șters așa. Absolut. Așa e felul meu de femeie, nu știu ce să zic. Da. Nu toate femeile gândesc ca mine așa. Cred că toate femeile își doresc un bărbat care să-și demonstreze capacitatea profesional, dar și ca exprimare a forței sale. Pe mine foarte tare mă încântă asta. Bun. La un bărbat. Poți să privești așa, uite, de exemplu, să zicem, avem baghetă magică și suntem la sfârșitul anului. Unde te vezi cu distinsul? Într-o călătorie într-o țară superbă, da. Foarte frumos.
Monte Carlo, poate. Lucrurile sunt limpezi. Evident, el cred că te-a interesat de înainte. Nu-i căsătorit. Nu e căsătorit. Nu te bagă în vreo poveste complicată. Nu. Măi, am niște, un grup de fani în regie care zic, mă întreabă dacă Mariana poate să spună prenumele. Eu știu, acum e la alegerea ei, că nu se prinde lumea cine e, nu? Că-s... Nu pot să spun. Doamnelor și domnilor, domne, stați un pic. Nu trădez. Nu-i bine, domne, dacă s-au întâlnit o singură dată, de ce împingeți treaba asta mai repede? Deci fiecare lucru, cum spunea mă Ștefan Mărica Junior, fie omul are și el timingul lui. Ce Dumnezeu, terminați cu... lucrurile. E, vezi, oameni curioși. Apropo, în turneul din care se văd pozele unele, am mers cu tatălui Bănică în turneu. Maestru Ștefan. Am prins-o pe Anda Călugăreanu atunci în turneul din America și Canada pe Ștefan Bănică, senior, așa, și pe Romica Puceanu. Ce echipă, doamnelor și domnilor! Și eram un copil. Îmi spunea mie Romica Puceanu, îmi spunea atunci Rândunică. Ce frumos! Da, era un copil, ce 22 de ani aveam. Așa este, doamnelor și domnilor, amintiri foarte frumoase. Bun, prin urmare, vreau să te întreb numai o singură întrebare apropo de povestea asta cu OnlyFans. În afară de faptul că l-ai cunoscut pe domnul cu pricina, ce fel de satisfacții ți-aduce? Păi mă simt admirată, mă simt întotdeauna, mi se vorbește foarte frumos, formă financiar, pot să zic că nu mai am probleme. Uite, eu am urmărit treaba asta. Pe de altă parte, mă gândeam că treaba asta cu finanțele nu e niciun fel de chestie. Mă gândeam, dom'le, apanajul unor fete de-astea care au apărut într-o anumită zonă, mai starletă, mai nu știu ce, care nu-i cazul tău, și care să fie mai pe la 20 de ani. O femeie matură poate să aibă o stabilitate financiară în urma OnlyFans-ului? Dar eu m-am apucat de asta după ce am citit pe Google niște articole despre o doamnă americană care avea vârsta de 72 de ani și spunea că niciodată n-a făcut mare lucru important în viață, în viața ei de femeie, de om, dar acum și-a găsit în sfârșit, și-a descoperit vocația și trăiește bine și a spus că până la moartea sa va face asta. Dar stați puțin, că pe OnlyFans nu neapărat trebuie să faci numai fotografii sexy. Poți să faci rețete culinare, să prezinți, sau... Te bași, te-ai băgat pe OnlyFans. Machiaj. Băi. Sau cosmetică, sau modă, sau nu neapărat OnlyFans. Uite ce tare, foarte frumos. Și oamenii ca să te urmărească plătesc un abonament. Da. La început am pus $20, m-am luat după Cruduța. Așa. Foarte bine. După care am scăzut la 10. La 10. Bun. Într-adevăr, Cruduța venea cu un bagaj, mă înțelegeți? Ea venea cu un bagaj, cu toate aventurile ei și cu felul ei de a fi în lume, pe care Mariana nu l-a avut. Mi se pare corect. Bun. Tu, în afară de fotografiile acelea mai frumoase pentru ochiul bărbaților, faci și de mâncare sau mai faci și altceva? Sau numai? Acolo pe OnlyFans, da? În ultima perioadă de timp, fiind ocupată cu relația asta cu așa? Domnul, n-am mai intrat așa. A fost și Paștele și... Gata. Nu trebuie, domne. Dar el ar fi de acord să continui pe OnlyFans? Doar dacă aș face anumite lucruri îndrăznețe și deștepte din punct de vedere financiar, că sunt multe de învățat cu online-ul ăsta, adică poți să faci foarte mulți bani într-un mod inteligent. Doamnelor și domnilor, ați văzut cum internetul ăsta schimbă viețile oamenilor? Nici nu mai trebuie să te agiți atât, dar trebuie să-ți pui mintea la contribuție, ați înțeles. Așadar, pe Mariana Muculescu o găsim împăcată cu trecutul, într-o relație foarte bună cu fata, într-o relație de iubire. Mariana, tot viitorul stă în față, dragă. Da. Păi nu? Să sperăm că totul va fi bine. De data asta să fie bine, da? Vă rugăm și domnului, vă rugăm seriozitate, așteptăm să mai vorbim de povestea asta, vă rog frumos. Mariana, dacă a vorbit la TV despre treaba asta, e pe un drum bun. Mulțumesc. Mai e ceva de spus oamenilor înainte să îți mulțumesc pentru participare? Nu, îți mulțumesc eu încă o dată pentru că m-ai ajutat atunci când eram în Italia. Deci pentru asta cred că am venit în primul rând să îți mulțumesc live. Doamnelor și domnilor, nu ezitați să-i ajutați pe cei din jur, pentru că binele aduce întotdeauna bine. Mariana Muculescu într-o fază frumoasă a vieții. După pauză, sfaturi esențiale.